Bună ziua! Astăzi o să fac o varză la Cluj. Bineînțeles că o să fac un pic altfel. Am aici carne tocată, varză pe care am tăiat-o, două cepe, tot așa tăiate. Și eu o să mai pun niște slănină și niște cârnăciori. Aici am cimbru mărar și pastă de roșii. Pentru început o să pun slănina la prăjit. Lasă să prăjească bine, bine. Îl disperă pe mondială cât îi sună telefonul. Deci punem slănina la prăjit. Și între timp o să pun și varza la călit. Să pun ulei și o las să se călească. Mai avem nevoie de orez. Aici avem orezul. Pun apă la fier ca să fierb orezul separat. Pun puțină sare în apă. Și între timp mă ocup de slănină. Normal, varza călită la Cluj se face fără slănină și fără cârnat.
adaug și cârnațul. Să trezească și el puțin. Când e aproape gata, o să scurg untura, să rămână numai chiar puțin din ea. Și acum o să adaug ceapa. Să călească și ea un pic. Dar piper nu mai pun, că-i sărat cârnațul și slănina. Și s-a călit puțin ceapa, o să adaug carnea tocată. Așa. Lăsăm și carnea să se prăjească. Secundată.
Mă amestec bine până se desface tot. Se prăjește bine și carnea. Era bine dacă puneam un ceva mai mare. Bine mult aici. Bun. Așa pot să învârt bine. Ne-am pus amestec de porc și vită. Dar mai mult și de porc a fost pulpa. Și de-aia am zis să pun un pic de slănină ca să nu fie foarte seacă. La varză, eu am pus o varză medie. Ea oricum scade foarte mult. Depinde și cât trebuie să faceți, cum. Carne tocată am pus cam 1,5 kg.
trebuie să văd cum. Parcă mi-a trebuit puțină sare. Nu mai pun sare, că îți arată slănina și aia o să fie prea sărată. Dar puțin piper mai pun. Lăsa puțină apă, carnea abia acum începe să se călească.
Varza la Cruz se poate face și cu, de fapt e mai bună, cu varză murată. Mie parcă mai mult îmi place cu varză din asta la alta. Să pun puțină sare în varză și piper. Acum să adaug și cimbru și mărarul, dacă l-aveți verde e și mai bine. Să aveți puțină răbdare, să amestecați. Păi eu nu prea am. Bun, apa la orez fierbe. O să dau orezul în apă. O să-l fierb. Patru mâini de orez am pus. Încă mai pun una, 5.
De alta dai carne multă. Acum ce mai adaug? Puțină boia. Boia de ardei. Cam o linguriță. Puțin cimbru și mărar în varză. Adaug un sfert pahar vin. Mai amestec puțin și adaug sosul de roșii. Mai completez cu puțin apă. Acum o să las puțin să fiarbă.
pun un pic de zahăr. Am pus sucul de roșii și îmi place să fie puțin mai dulce. Da, altă viață. Aici puțin peperoncino am. Deschidă, s-a închis. După cum văd, o ieși foarte mult. Pus multă carne. Și ce-mi rămâne, o să-l las deoparte. Și o să fac niște spaghete boloneze. E cam aceeași treabă și la sosul bolonez. Eventual o să mai adaug puțină brânză la sos pentru spaghete și gata. Fritați așa. Este mâncare și pe mai târziu. Sau pentru mâine. Îl pot pune la congelator. Ce rămâne? Mâine îl scot, fierb niște paste și gata. Pe fata, nu?
Deja mă doare mâna că am stricat acolo. De asta am lăsat cam multă apă, nu prea-mi place. Îmi varză din asta nouă și scade foarte mult. Să am grijă numai să nu mi se prindă. E să mestec tot timpul. Să fac puțin schimb de focuri. Să pun vaza aici. Așa. Eu atașe varza imediat, mai las numai puțin.
gata, cam la și la știm. Până ce fierbe orezul, este gata și varza și carnea. Și o să avem nevoie de un vas, care putem să băgăm la cuptor. Să mă gândesc în ce să pun. Poate mai trebuie sare. Putem să luăm orezul, să-l scurgem de apă.
Bun, este gata și varza și sarnea. Putem topi în focul. Și acum începem să le punem în... Eu le pot să le pun aici. Bun, și o să pun prima dată varza. Urmă o să pun orezul. Și peste o să pun carnea. Și acum iarăși un rând de varză. Așa, un rând de orez. Cred că o să pun pe tot. Poate e puțin cam mult, dar nu are nimic. Și un strat de carne.
bucățele de slănină care sunt mai mari le iau. Bun. Și acum peste o să adaug smântâna. Ce ai făcut acolo? A ce? Ce învăț să fac mâncare? Nu am să pune smântâna când e caldă ăla. De ce? Că trebuie să-l bag la cuptor. Când trebuie să pun smântâna? Cu ce carne ai făcut, Iana? Cum, cu ce carne? Ce carne ai făcut? Aia tocată. Ce gust are? Ce gust are? Nu-ți place? Ce ai pus în ea? Carne din aia și carne, am mai cumpărat carne. Am pe de gust din ăla. De ce? Cred că de la carne aia. De la care? Care gust? Ha? Aia de-am tocat-o. Ce gust are? Nu mi-mi place. Păi ce gust are, te întreb? Unde la de care nu-ți place ție? Râncet. Aia de la carne, Simona, așa e carnea aia, nu? Teamă, săracii, să le dăm să mânce. Și acum pun smântâna peste. Și o băgăm la cuptor. La cuptor cu ea. Gata, am scos-o de la ler. Poftă bună și o zi minunată să aveți!